în ce fel vom fi noi judecați? Pentru că Domnul Iisus Hristos a făcut o promisiune foarte importantă. Ioan 5 cu 24, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Totuși 1 Petru, capitolul 4, versetul 6, spune că vom veni la judecată. Lucrurile se rămuresc dacă vă uitați la alte pasaje care vorbesc despre judecată în dreptul credincioșilor. Deci scoateți-vă din cap ideea. Hai să pornim, să-L luăm pe Domnul Iisus întâi pe cuvânt și după aia interpretăm pasajele celelalte. Nu vine la judecată. Deci nu știu ce sens dați la celelalte texte din Biblie unde spune că ajungem la judecată, dar mie Iisus a zis că dacă îl cred, am viața veșnică și nu vin la judecată. Da? Îl iau pe Iisus pe cuvânt și când mă duc și citesc celelalte texte, trebuie să le citesc în lumina ceea ce spune Hristos. Că Pavel nu are cum să-l contrazică pe Hristos. Petru nu are cum să-l contrazică pe Hristos, că Petru l-a auzit el pe Domnul Iisus Hristos vorbind. Petru a primit lumină de la Duhul Sfânt, a scris inspirat de Duhul Sfânt. Citim de exemplu 2 Corinteni 5, versetul 9 și 10. De aceea ne silim să fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească... Aha! Ce primim? Răsplată. Nu folosiți expresia asta niciodată. Dumnezeu să te răsplătească cu viața veșnică. Viața veșnică nu este o răsplată, frați și surori. Viața veșnică este un dar de la Dumnezeu primit prin har și prin credință. Viața veșnică nu este o răsplată. Da? Dacă vrei să spui, este răsplată pe care Dumnezeu i-a dat Domnului Iisus Hristos și El ne-o dă nouă. Dar nu este o răsplată pe care mi se dă mie pentru faptele pe care le-am făcut. Ai putea să folosești expresia asta numai să explici la ce te referi. Foarte clar. Viața veșnică este un dar. Răsplata se bazează pe fapte. Auziți ce spune? Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. 1 Corinteni, capitolul 3, vorbește din nou când spune că Dumnezeu va trece lucrarea noastră prin foc. Dacă a fost zidită pe, va primi una, dacă a fost zidită pe altceva, va primi altceva. Dar zice, El va fi mântuit, dacă a zidit cum nu a trebuit, va fi mântuit ca? Mântuirea e una. Ești mântuit ca prin foc dacă lucrarea ta n-a fost cum trebuie, lucrarea și răsplata este cu... Ziceți, va pierde răsplata. Dacă n-a zidit cum trebuie, va pierde răsplata. Dar nu răsplata mântuirii sau vieții veșnice. Pentru că în același pasaj spune, El va fi mântuit ca prin foc. Răsplata Lui se duce pentru că lucrarea n-a fost cum trebuie, dar mântuirea Lui e intactă. Pentru că mântuirea mea este în Hristos. Doamne, n-am cum să fie ars, are cum să fie arsă lucrarea mea sau testată sau încercată. N-are cum să fie arsă mântuirea mea, pentru că Iisus e mântuirea mea. Deci nu rostim asemenea blasfemii și aberații. Hristos este mântuirea mea. El nu o să fie trecut prin foc, judecat sau ars. Răsplata mea și faptele mele, lucrarea mea, da, ele pot fi încercate, testate de Dumnezeu, da? Să fie foarte clar. Deci, în concluzie, judecata care se are în vedere când vorbim de credincioși este o judecată de răsplătire.